Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. 7:27 de minute. Încă o dată, bună dimineața. Bună dimineața, tu asta zice bună dimineața așa și zâmbește. Te aștept să vină ecou. Da. Ca o trompetă de aia de bâlci. Știi cum sunt trompetele alea? Dar tu nu ar trebui să fii în repaus vocal? Ba da, am venit să nu te las singur. Stau aici măcar să mă privești în ochi. Am aici, păi, uite, pe Adi Tudor, pe Alex Caplea, pe DJ Little. Păi acum zici, știi ce bine dormeam? În dimineața asta am adormit la loc pentru prima dată după atâta vreme. Serios? Da. Taman azi? Da, frate. Este rău, vezi? Ce ai avut și un accident pe DN1. Ce gen de accident? Erau două doamne care n-au păstrat distanța reglementară de deplasare în trafic pe sensul dânselor de mers și s-au lovit spate în botă. Și stăteau de vorbă dânsele. Și s-a făcut ambuteiaj? S-a făcut ambuteiaj de 15 minute. Pe DN1. Era în fața, pe partea cealaltă de primăria de la Otopeni. Deci s-a blocat traficul, lui Daniel mai devreme i-a luat foc o casă lângă bloc. Da, pare că e o zi proastă pentru echipa Europa FM. Să vedem ce-o fi. Altfel, pe zi ce trece, noi pericole ale societății digitalizate ne sunt dezvăluite. Hackerii au preluat controlul asupra aspiratoarelor robotice în mai multe orașe americane, într-o acțiune ce-i drept benignă, finalitatea fiindcă au strigat obscenități prin difuzoarele incorporate sau i-au insultat pe proprietare. Deci ăștia hacker miștonene se apucă de curățenie. Da. Așa mai zic și eu. Pe mine mă face să cred că asta e o metodă de relaxare a infractorilor cibernetici. După o zi grea, până la urmă sunt și ei oameni, știi? Pe care își faci tot felul de răutăți și la un moment dat zici, hai mă să iau două aspiratoare să mă distrez cu niște cetățeni prin casele lor. Dar cum îți dai seama, mă? Atunci când se face curat, orice bărbat normal fuge de acasă. Serios. Păi și la ăștia aspiratoarele dormeau când deodată au pornit. Și e vorba despre același model D-Bot X2, fabricat în China, evident oriunde altundeva putea fi făcut decât în China. De reținut că aspiratoarele astea au incorporate atât cameră video, cât și difuzor și aparent și microfon. Ceea ce vezi, de asta zic. Și un mop de la să te alerge. Mopul, mie-mi place la aspiratoarele astea robot, că mopul e de fapt o batistă. O batistă de 10 cm pătrați pe care o târie după el și vezi, Doamne, îți spală parchetul, e ceva ireal. În fine, aici e vorba despre un avocat din Minnesota, de la el a pornit totul, domnul Daniel Swenson, care urmărea televizorul când robotul său a început să funcționeze defectuos. It went wrong, cum e vorba în engleză, a luat o randeaua, cum e vorba la noi. Prin aplicația aspiratorului, că omul când a văzut că a început să meargă aspiratorul, evident a pus mâna pe telefon și s-a uitat în aplicație să vadă ce se întâmplă. Și a văzut că un străin accesa fluxul live al camerei și funcția de control de la distanță. Omul și-a resetat parola, a repornit robotul și s-a așezat din nou pe canapea alături de soția sa și fiul său de 13 ani, mulțumit aș completa eu. A zis, gata, mă, i-am schimbat parola, i-am ars. Gata. Și când colo? Când colo, ce să vezi, imediat după aia, robotul a început din nou să se miște, iar o voce striga obscenități rasiale clar și tare, chiar în fața fiului de 13 ani al domnului Swenson. Da. Eu m-aș aștepta să strige, oricule, ce mizerie asta aici. Iar n-ai pus lucrurile la locul lor. Ăștia hackerii nu prea o simți umorului. Nu. Cred. Adică, la modul pe replici. Sunt buni pe alte facțiuni. Am avut impresia că era un copil, poate un adolescent, a spus Swenson. Poate doar sărea de la un dispozitiv la altul și se distrau cu familiile. Asta zic. Asta cred și eu. Când săreau de la un robot la altul. Auzi, bă? Îmi dau seama, eu cu un amic am fost hacker mici, când eram mici. Prietenul avea o mașinuță radiocomandată, ceea ce era foarte rar pe vremea aia. Nu puteai să faci decât... Adică mașina mergea înainte și când apăsai un buton, ea se dădea în spate. Da. Și cotea. Asta era tot ce putea să facă. Dar telecomanda aia mai avea un efect. Bruia radio. Bruia televiziunea. Și aveam o vecină săracă de ea, care stătea într-un demisol. Și se vedea, știi, că se lumina în albastru perdeaua că se uita la televizor. Și ai naibii, copiii ne duceam în fața casei seara, când se uita și dânsa la telejurnal ca să vadă Cașcaval. Și când apăsam pe buton, se bruia televizorul. Și biata doamnă se ridică să schimbe și ea canalul, să încerce să regleze o dată de 2 ori, de 3 ori, până la urmă. Și dădea palme, bam, cum se dădea odată. Să revină televizorul. Nenorociți erau. Da, altfel domnul Swenson s-a bucurat că hackerul a fost pus pe caterincă, fiindcă a realizat ulterior ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi acționat silențios și ar fi acționat camera de luat vederi și microfonul doar ca să înregistreze pe ăștia în casă și eventual să îi filmeze dezbrăcați sau spunând internetul lucrurilor. Da. Așa că asta aveți mare grijă cu ce electrocasnice aveți pe acasă și ce sisteme au de înregistrare, că uite ce se poate întâmpla. În aceea zi că n-a fost un caz singular. Te înregistrează frigiderul și după aia râde de tine. Da. În aceea zi, D-Bot X2 a luat o razna și în alte părți prin America. Cel mai tare caz mi se pare că s-a petrecut în Los Angeles, unde au preluat controlul și l-au alergat pe cățelul proprietarilor cu robotul aspirator. Dar în cele mai multe cazuri au fost situații similare cu cea a avocatului. Uite, și în El Paso un robot a început să adreseze insulte rasiste la adresa proprietarilor. Niște roboți. Cum e să fii în casă și se trezește robotul aspirator, vine în fața ta și începe să te înjure? Da. E caterincă.